ACS Poli Timișoara nu a reușit o victorie, dar a scos un egal la scorul de 2-2 ieri pe stadionul Dan Păltinișanu cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Alexandru Ciucur a deschis scorul pentru Poli în minutul 23 după o minge respinsă de portarul Nițuli. Sepsi a restabilit egalitatea după pauză cu șansă după ce mingea trimisă de fundașul Albert Dalmau a fost deviată nefericit în propria poartă de Andrei Artean în minutul 50. Oaspeții au trecut în avantaj prin nigerianul Benjamin Cucu în minutul 79 cu un șut de la distanță care l-a surprins pe portarul Cătălin Straton. Sepsi a avut șansa de a tranșa soarta partidei, dar Fulop a trimis mingea în bară din lovitură liberă în minutul 82. Poli au reușit să obțină egalul după ce a marcat prin Alin Șeron în minutul 89, introdus cu 4 minute mai devreme. Antrenorul bănățenilor Leo Grozavu spune că punctul reprezintă destul de puțin pentru așteptările avute la acest meci, dar poate fi un punct de plecare pe plan moral pentru lupta de supraviețuire. ACS Poli a ajuns la 13 etape consecutive fără victorie, 7 egaluri și 6 eșecuri, în vreme ce Sepsi a reușit al treilea egal la rând și al patrulea în ultimele 5 etape.